voie să fie Dumnezeu. De ce? Asta e legea. În perioada 1951-1956 nu exista posibilitatea și dreptul de a construi o biserică. N-aveam cimitir acolo? Nu mi-amintesc să fi intrat preotul în casa noastră pe Bărăgan vreodată. Bunicul meu a murit în 52 și l-a îngropat fără preot. Fără preot. Ca pe un câine. După vreo 2 ani de zile când s-au dus mai la cruce, nu mai era nici cruce, nici mormânt, nici practica, nu mai știm de dânsul de atunci. V-ați căsătorit în Bărăgan și ați născut primul copil în Bărăgan. Da. Cum a decurs botezul? Cum l-ați botezat? Da. Eu te cunoaște și moșul. Asta a fost botezul. Preot ați avut? Nu am avut niciun fel de asistență religioasă. Lipsiți de asistență spirituală în momentele de răstriște ale vieților chinuite și supuși interdicției de a-și construi un lăcaș de cult, deportați în Bărăgan a anilor 1950 își răscumpără în zilele noastre suferința la care au fost supuși în timpul regimului comunist ateu. În mijlocul câmpiei, pe locurile unde altădată erau amplasate cele 18 așezări ale zecilor de mii de condamnați la domiciliu forțat și la muncă silnică, în cadrul gospodărilor agricole de stat, se înalță azi, înconjurată de întinderea zeci de kilometri pătrați de ogoare, Mănăstirea Libertate. Având un altar unde să cinstească sufletele bunicilor, părinților, fraților sau chiar copiilor care s-au stins în deportare, lăsându-și oasele în țărâna Bărăganului, risipite în locuri uneori necunoscute, foștii deportați și urmașilor își iau revanșa, astfel, față de o ideologie care le-a năpăstuit familiile și comunitățile. În Bărăgan s-a ridicat o mănăstire căreia, printr-o minte și un suflet luminat, i s-a dat numele de Libertatea. Noi știm mănăstiri după localitate, după locul unde s-au ridicat, Putna, Curtea de Argeș și așa mai departe. Dar un nume ales pentru a comemora un eveniment social, politic, nu mă gândisem că voi avea prilejul să întâlnesc. Și totuși, când ne căutam cimitirele în Bărăgan, am fost întâmpinați de această mănăstire luminoasă, cu oameni luminoși, cu maici luminoase și cu o dăruire pentru a cinsti memoria celor care au fost pe Bărăgan, nu numai a morților. Mănăstirea Libertatea se așează pe drumul ce se desprinde din șoseaua Călăraș-Fetești, în dreptul comunei Roseți, pierzându-se în întinsul câmpiei, departe de ochii lumii. De când s-a aflat de existența ei, dar mai ales de distincția pe care o poartă, de Mănăstirea Deportaților, este din ce în ce mai căutată. Se înțelege că și de către cei din zona de graniță cu Iugoslavia, care au fost condamnați la domiciliu obligatoriu și muncă forțată. Ce spun despre faptul că aici s-a ridicat o mănăstire? Foarte bucuroși și foarte fericiți că este unicat în țară la noi, pe unde a fost atâta suferință, ca să se ridice o mănăstire, să fie slujbă, să fie rugăciune, să fie flori, să fie viață. Am aflat mai în urmă cu 2 ani despre demersul acesta și bucuria a fost atât de mare încât am organizat împreună cu cei din Caraș-Severin un pelerinaj la Mănăstirea Libertatea. Am cunoscut-o pe măicuța Daria. Am fost primiți acolo, cum nu vă pot spune, și pentru noi o bucurie mai mare nici că se putea. Faptul că cineva încearcă să facă cunoscut fenomenul Bărăgan acum când au trecut 64 de ani de la declanșarea lui, sigur că este o mare bucurie.
în memoria celor care nu mai sunt, o măsură mai potrivită nici nu cred că putea să se ia. Când am venit la Călăraș în ascultare și o familie m-a adus să văd ruina, după ce am văzut ruina, s-a născut în sufletul meu că trebuie să fac ceva pentru această biserică. A fost o lucrare divină, că n-a fost ușor, pentru că era dezastru. S-a scos care de bălegar, s-a băgat cife de beton. Eu zic că e necesară ridicarea unei mănăstiri și știți de ce? Fiindcă a fost foarte multă suferință. Adică noi eram copii, dar ne uitam la părinți, adică cât de mult sufereau. Închipuiți-vă că am plecat dintr-o avere, dintr-o curte care a fost făcută de generații și am ajuns acolo în două camere acoperite cu paie, unde dacă ploua două zile, ploua o săptămână în casă. Deci a fost foarte, foarte multă suferință și foarte multă nădejde că ceva se va întâmpla și că ne vom întoarce înapoi. Adică o credință atât de puternică n-am putut să văd, cel puțin la bunica și la părinții mei. Biserica mănăstirii de azi a funcționat ca lăcaș de mir în cătunul Libertatea, filia parohiei din Coslogeni, sat afiliat comunei Dichiseni. Cătunul se numea la început Brătieni și a fost înființat undeva pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar istoria locului e mai veche. La 20 aprilie 1623 este menționată moșia Dichisești, iar locul această moșie aparținea de mănăstirea Curtea de Argeș. Ca atare, terenul de la Libertatea, terenul ce astăzi face parte din satul Dichiseni, comuna Dichiseni, ceea ce vorbim despre comuna Dichiseni și împrejurii, iată, erau moșii mănăstirești. Satul se înființează undeva în 1899-1900. În anul 1942 se ridică de către părintele Nicolae Brebeanu din satul Coslogenia și la oaltă cu comunitatea această biserică. După 1978 satul și este dezafectat. Ultimele persoane pleacă spre în anul 1977-1978. De fapt, mai bine spus, în 76 mai existau 5 case și biserica. Ușor, ușor, aceste persoane sunt evacuate. Daria Clinciu știa ce o așteaptă în ținutul de altă dată al deportaților, atunci când a lăsat în urmă Miclăușenii Moldovei, unde era maică de mănăstire. S-a înhămat la muncă fără gândul vreunei recompense. Am venit la Preasfințitul Părintele Episcop al Sloboziei și Cădrașilor și am spus simplu că vreau să ajut la repararea bisericii de la Libertatea. După aia am mers la Părintele Arsenie Papacioc la Techirghiol, la același lucru să-mi facă ceva rugăciuni, să mă ajute ca să putem repara această biserică. Sfinția sa fiind și el tot din părinți deportați, Părintele Arsenie, a zis, facem rugăciune și te duci și ajuți la repararea bisericii. N-a fost ceva, o taină, un secret, nu. A mers așa lucrurile că trebuie să repar biserica. Trebuie să ajut la repararea bisericii. Și toate a fost numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Că nu s-a făcut nimic fără lacrimi. Că au fost de bucurie, că au fost de amărăciune, că au fost de suferință, dar lacrimi au fost. Mă bucur din tot sufletul. Și știu că și sufletele lor din cerul se vor bucura. Chiar dacă e atât de târziu, dar mulțumesc celor care au gândit lucrul ăsta. Eu cred că e în lucrarea lui Dumnezeu. Ne bucurăm noi, cred că ne bucurăm fiecare dintre noi, nu numai eu. Cum vă primeau cei la care mergeați să le cereți ajutorul pentru materiale de construcții? Mă primeau și bine și așa și așa. Fiecare cum... Mai întâmpinam și... Ieși afară, că ne-am săturat de voi, ați umplut pământul de călugări. Mai era și așa. Și? Tăceam și ieșeam. Și? Și așteptam. Și a doua zi iar intram. Și până nu rezolvam, nu plecam. Eu găsesc că este foarte binevenită ridicarea acestei mănăstiri, pentru că atâția oameni nevinovați au suferit ani de zile. Noi, poate ca și copii, atunci n-am simțit așa ca și părinții noștri. Plus că la noi a fost un caz deosebit, pe tatăl meu l-a arestat fiind titoist,
pe mama, abia ajuns în Bărăgan, a povestit la colega de serviciu că e necăjită, că tata e plecat și e supărată pe comuniști. A doua zi a fost arestată și ea un an de zile. Și noi am rămas doi copii mici cu bunicii pe Bărăgan în condițiile care erau atunci. Atitudinea herupistă a regimului comunist a determinat atingerea unui grad satisfăcător de mecanizare a agriculturii, suficient ca să apară obsesia pentru recolte cât mai mari și suprafețe de teren cât mai întinse. Soluția găsită a fost sistematizarea. Nu mai era nevoie de coloniștii și deportații care lucraseră până atunci câmpia. Au început să dispară nu doar așezările celor condamnați la domiciliu obligatoriu, construite ad hoc, ci și localități cu ștate vechi. Singură Biserica din Libertatea a rămas în mijlocul pustiei, fără case, fără oameni, să lupte cu vitregiile singurătății și ale naturii. Biserica a ținut de coslogeni până către 1998. Era deja o ruină și Comitetul Parohial, Consiliul Parohial, înștiințează protăieria să se ia măsuri cu privire la statutul bisericii. Ce ați găsit? De unde ați început-o? Păi, ce să găsești? Un câmp pustiu, fără nimic, și am început să înșghebăm așa niște ca bordeele, un bordei, ceva unde să dormim. Și dormeam pe pământ, jos, că nu era pe ce. Și peste picioare trecea șobolanii. Avea și ei drumul lor, că așa era atunci aici. Și încet, încet s-a înghebat câteva camere, eram trei surori. Și fiecare ne anevoiam cu ce puteam. Una gătea mâncare, una se ducea după adus ce trebuia și eu la fel. Am început să mă gândesc că trebuie un proiectant, trebuie făcut un proiect, pentru că o reparație la așa uzură nu poți să o faci la întâmplare. Și cu toate astea tot s-a greșit, că m-am grăbit să repar biserica și nu am căutat-o la rădăcină. Și după ce s-a terminat cu reparatul și sfințită, se umflă pictura. Și atunci am început să plâng. Ce se întâmplă? Aduc specialist, trage de undeva umezeală. Alt specialist a sondat. Când sondează, biserica nu avea temelie. Merg la patron și îi spun plângând, ce facem? Să strică pictura. Adă specialist, îi facem subzidire și nu se strică. Pur și simplu era o catacombă, pur și simplu se vedea un băț imens. Ce, cum să vă descriu? Nu aș putea, n-am măsurat, însă privind sub clădirea actuală, exista o groapă imensă ca și cum s-a săpat ca să intre acolo o vilă cu un etaj. Am săpat pe bucăți, așa a fost cineva care a măsurat bine, ca să o poată cumpăni, să nu avem vreo nenorocire. Bineînțeles că în fiecare noapte mă uitam pe cer să nu plouă, ca să nu se umple șanțurile cu apă. Și s-a săpat în jos 3 metri, s-a scos apă cu pietriș, într-adevăr, jos era apă. Și pe urmă s-a băgat fer beton sub ea și a venit cu cifele de beton, 110 metri cub de ciment, a băgat roată și a pus-o așa ca într-o centură. M-am bucurat foarte mult când am auzit că există o mănăstire și mai ales când am văzut această mănăstire. Și m-aș fi bucurat să fi ridicat pe locul unde a fost satul meu, satul nou Salcâmp. Este extraordinar, mă bucur și chiar îmi doresc să mai vin odată acolo. O biserică a celor deportați ar fi poate exact ceea ce ar mai trebui pentru îndreptarea tuturor restricțiilor la care am fost supuși. Aceea de a nu fi avut aproape toate satele a unui lăcaș de cult propriu. Mulți nu se vor mai închina acolo. Cei care mai trăim, însă vom avea un anume loc în care numele lor și amintirea lor să fie pomenită mai des și mai direct.
După ce multă vreme, biserica cea singuratică din mijlocul Bărăganului s-a luptat cu ploaia și cu vânturile câmpiei, ponoseala ei devenise o problemă spinoasă pentru toată lumea. În afară de condiția de loc sfințit, parohia mamă nu avea nicio tragere de inimă să o mai păstreze. Lipseau și credincioșii, lipseau și mijloacele financiare pentru conservare. Autoritățile ar fi vrut-o demolată, dar ideea de lăcaș sfânt le făcea să își susțină intențiile cu oarecare reținere și mijloace nu foarte convingătoare. Biserica aceasta a rămas în picioare prin voia lui Dumnezeu. Comuniștii au dorit să o dărâme. Există mărturie în care au adus un utilaj, un tractor, și au încercat să o dărâme. Biserica de la Libertatea și Biserica de la Radu Negru s-a încercat demolarea lor trăgând cu șufe și cu tractoare și n-au reușit, fiind construcții mai solide. Cu toate utilajele, cu toate insistențele politice, cu toate insistențele autorităților, nu s-a putut. O mână nevăzută, mâna pronii lui Dumnezeu, a acționat și utilajul s-a oprit. Omul a coborât, s-a uitat în stânga, în dreapta, și a avut decât s-a uitat și apoi în sus și a zis, peste puterea lui Dumnezeu nu se poate trece. Nu mai avea importanță unde dormim sau ce mâncăm. Important era fiecare zi lucrarea cum mergea. Pentru că n-a fost ușor, a trebuit întâi tencuită, turla toată dărâmată, refăcută. Chiar la turlă am fost în audiență la președintele României. Mi se pare o faptă foarte bună. Este un semn al recunoștinței pentru toți cei care am fost deportați. Imaginați-vă că noi am fost deportați în jur de 44.000 de persoane. Ca depozitarea unui paradox evident, Mănăstirea Libertatea, ridicată în apropierea satelor de deportați, unde era îngrădită tocmai Libertatea, naște prin titulatura sa controverse. Unii afirmă că numele de Libertatea s-ar cuveni ca simbol al eliberării de suferință a celor condamnați la domiciliu obligatoriu. Și mulți sunt de acord că rostul mănăstirii acesta ar trebui să fie. Denumirea datează însă din vremea comunismului, când autoritățile au dorit ca printr-o replică triumfalistă să marcheze schimbarea de regim și mai ales destinul așezării, prin renunțarea la numele de Brătianu, pentru a șterge din memorie faptul că aici s-au aflat posesiuni ale binecunoscutei familii de politicieni. Denumirea este dată în 1948. Libertatea nu este un nume de cum îl gândim noi astăzi, și pentru că astăzi când vorbim ne gândim în special la evenimentele din 1989. Nu. Era vorba de momentul 23 august 1944 și în urma acelui moment s-a dat și satului să se șteargă denumirea veche ce amintea de liberali, de Brătianu, ce avusese în zona posesiune, avusese terenul, să se șteargă aceste urme și, din contră, să se creeze ceva nou ce nu mai exista. Ce gând aveați în fiecare zi când lucrați la durarea acestei E greu de spus. Ce vă mâna? În primul rând mă mâna sărăcia. Că trebuia să ai bani, trebuia să te zbați, să aduci. Este formidabilă. Eu sunt unul din ăia care mai avem niște ani de trăit. Și e bine să punctăm această treabă, faptul că a fost o perioadă de istorie care unora le place, altora nu le place, dar a fost istorie. O să mă duc și eu acolo cu familia, să-i duc și pe ei ca să vadă. Când discuțiile despre viitorul lăcașului de cult din Libertatea păreau să fie ajuns într-un punct mort, se naște o idee strălucită în legătură cu viitorul bisericii abandonate. Și, sigur, această iluminare a minții a fost, de departe, cea mai potrivită pentru soarta lăcașului lăsat de izbeliște. A fost totodată și sămânța care avea să dea roadele de azi, mai ales că Revoluția din 1989 a făcut ca lucrurile să intre pe alt făgaș. De la ce a început acolo totul? Satul a fost dezafectat,
Toți locuitorii au plecat în satele din apropiere sau la Călăraș, unde fiecare unde și-a găsit să-și construiască o nouă gospodărie. Ea a fost părăsită, era adăpost pentru ciobanii din zonă și oile pe care aceștia le păzeau. Și după modelul de la Mănăstirea Radu Negru, deci tot la fel într-o biserică abandonată, s-a găsit soluția că și la Mănăstirea Libertatea, pentru că nu mai exista posibilitatea de a fi refăcută și transformată în biserică de parohie, să se întemeieze acolo o mănăstire. Construcția a început chiar, sau refacerea, mai corect spus, a bisericii a început înainte de a fi declarată în anul 2000 mănăstire. Fostul primar, luându-l pe călugărul Macarie de la Mănăstirea Radu Negru, care era deja ctitorită încă de la începutul anilor 90, și ducându-l la Libertatea, unde dorea să înființeze o mănăstire de maici. Monahul Macarie Pristavu, ce venise din zona Buzăului, caută să însuplețească oamenii, să-i adune spre un scop sfânt, acela de a nu se abandona un locaș bisericesc și de a se da viață, o viață nouă unei biserici. Aici chiar și-a dat Duhul, făcând niște gropi, să îngroape el niște stâlpi, să pună sârmă ghimpată, să nu mai intre animalele în fața mănăstirii. A dormit în biserică, fără geamuri, fără uși, pe un balot de paie. A suferit puțin. Puțin mai mult. Dar datorită ostenelii Sfinției sale, suntem noi aici. E bine, e bine. Câtă durere trebuie să se strângă acolo? Prin cei care vor ajunge să vadă monumentul. Câte amintiri răsculite și câtă tărie îi trebuie unui om să, dacă a trecut, nu numai că i-au trecut părinții sau frații, dacă el a trecut, câtă tărie trebuie să aibă, cât curaj ca să ajungă acolo, să-l vadă. Și tare m-aș bucura ca monumentul acesta să fie frumos pe măsura suferinței celor care au fost acolo. Drumul început de călugărul Macarie este continuat de episcopul locului, care hotărăște extinderea lucrărilor. Pe pământul suferinței, unde viața deportaților a fost sărăcită și lipsită de credință, de slujbe, de preoți, se va construi lăcaș de rugăciune și mângâiere pentru deportații mutați la Domnul, dar și pentru cei care mai sunt în viață. În 2001, Preasfințitul Damaschin Coravu, de veșnică pomenire, ia, sigur, insuflat de Dumnezeu, ia inițiativa de a constitui acolo o mănăstire, o mănăstire de maici, și astfel o parte dintre maicuțe, în număr de 4, inimoase, încep să curețe locul, să-l dezafecteze, să facă tot ceea ce a stat în putere ca să dea un aspect de loc curat și bun de slujire lui Dumnezeu. O importantă contribuție a avut-o Maica Marina Necșulescu, care ea a contribuit în mod decisiv ca oamenii să-și întoarcă fața către Dumnezeu. Lucrurile acestea au făcut ca în anul 2003 biserica să se sfințească. Din 2003 cunoaștem un alt moment și aici, sigur, intervine prunia lui Dumnezeu, pentru că Maica Marina este continuată de o devotată a bisericii, de o persoană care și-a pus tot sufletul și energia spre a aduce o ofrandă lui Dumnezeu. Povestiți despre biserică de parcă ar fi om. Păi, biserica face parte din viața noastră, a monahilor. Și e tot ce iubesc eu pe lume, îl iubesc pe Dumnezeu, Maica Domnului și biserica. Biserica e viața mea. N-ai, monahul nu are altă viață, nu are altă dragoste mai mare decât aceea pentru Dumnezeu. De aceea ne și numim monahi.
Măicuța Daria ne-a asigurat că parcă Dumnezeu i-a ajutat în toate demersurile pe care le-au făcut și deși sunt acolo în mijlocul câmpului, că am vizitat, v-am spus, mănăstirea, în mijlocul câmpului și sunt o mână de femei, numai femei, nu au avut niciun eveniment nefericit. Nimeni n-a încercat să le strice liniștea și activitatea pe care dumnealor o desfășoară cu atâta dragoste acolo. Eu n-am decât să le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la această măsură. E foarte bine. A făcut foarte bine dacă s-a făcut asta. Ne bucură și pe noi. Că mai rămâne o amintire, un scris de careva acolo. Da. Pe un monument ceva acolo scris. Pe care au murit pe acolo săracii. Că unii poate au avut situație. A avut pământ, dar unii n-au avut. A devenit notoriu faptul că în fiecare an, în vremea rusalilor și nu numai, foști deportați și urmașii lor se adună în Mănăstirea Libertatea. Sosirea lor are aerul unui pelerinaj închinat comemorărilor. Vin animați în mod unanim de o stare de necesitate. Au sentimentul că aici, în acest locaș de rugăciune, ridicat pentru sufletele celor care au pătimit în Bărăgan, sunt mai acasă, mai aproape de înaintași, dintre care mulți își dorm somnul de veci în locuri necunoscute. N-am găsit niciun document din care să rezulte că ea ar avea legătură cu deportații. N-am găsit nicăieri vreo însemnare care să dovedească că biserica mănăstirii sau că mănăstirea este dedicată sau închinată foștilor deportați în Bărăgan. Iconoma stavroforă Daria Clinciu este însă păstrătoarea unei mărturii și a unei ascultări care prevalează. Când a sosit în Bărăgan, a auzit din gura episcopului Damaschin Coravu dorința ca lăcașul ce se va ridica să poartă numele de Libertatea pentru a păstra vie amintirea patimilor din Bărăgan. De ce Libertatea? Libertatea, a spus Preasfințitul că e bine să-i spună Libertatea, pentru că aici a fost satul Libertatea de deportați. Și dacă nu-i vei zice Libertatea, se va uita de acești deportați care au trăit și au suferit aici. Și atunci a zis Libertatea, cu hramul Sfintei Treimi. Am văzut și eu afirmația Maicii Daria, fosta stareță a Mănăstirii Libertatea. N-am găsit în momentul când am făcut cercetări pentru monografia Protopopiatului Călăraș și m-am ocupat și de Mănăstirea Libertatea, n-am găsit nicio informație care să mă ducă la această concluzie. Dar probabil că așezarea mănăstirii în apropierea fostului sat de oiști, de deportați Olaru, este posibil să fie determinat conducerea episcopiei de atunci, pe Preasfințitul Episcop Damaschin Coravu, să se gândească la o asemenea idee. Chiar așa stând lucrurile, deportații și urmașii sosesc la mănăstirea din Câmpie cu imperturbabile și nestrămutate sentimente de familiaritate și apartenență. Și nu din cine știe ce bănuită împropriere necuvenită, ci în urma unei convingeri care s-a născut chiar pe locul unde au ispășit condamnarea la domiciliu obligatoriu, îndată ce au primit de la autorități vestea ridicării unei mănăstiri. Ne-am dus cu totul întâmplător, noi ne-am dus, asociația noastră, am luat un autocar, închiriat un autocar și am dorit cu orice preț să ajungem la locurile copilăriei noastre, la Bărăgan, în satele din Bărăgan. Și mai unii au fost deportați la Olaru, alții la Petroiu, alții la Borcea, la Ezeru. Dar am decis să facem așa peste tot, să trecem un circuit pe la toate localitățile care au fost satele populate de către noi, înființate pentru noi. Am luat legătura cu asociația de la Călăraș, cu colegii de acolo, cu prietenii de acolo, cu primăria din Călăraș. Am fost foarte bucuros să ne primească și ni s-a spus că de construirea unei biserici în memoria deținuților politici deportați în Bărăgan, în satul Libertatea, care era atunci, pe vremea noastră, dar înainte de deportare s-a numit Brătianu. Am mai văzut informații și probabil că de aici s-a ajuns și la ideea cu deportații, că
Biserica Mănăstirii Libertatea este biserica fostului sat de deportați, ceea ce, din punct de vedere istoric, este o informație eronată. Satul Libertatea este un sat mult mai vechi, el a luat ființă la 1889-1890 și biserica a fost construită înainte de înființarea satelor de deportați, deci construcția ei a început în 1936, a fost sfințită în 1942 și a fost abandonată după dezafectarea satului la mijlocul anilor 70, prin 1976, când mare parte din sat era deja arat, și ea a fost aleasă pentru că nu mai putea deveni biserică de parohie după 1990, să fie biserică de mănăstire. Dar satul de deportați este fostul sat Olaru, care ținea de comuna Roseț și nici de cum de satul Libertatea sau de comuna Dichisen, de care a ținut satul Libertatea pe toată durata existenței lui. Ei au trăit aici. Ei au avut case, bordeie și arătau fiecare pe unde avea, unde era fântână. Și unde avea loc acest exercițiu în raport cu cimitirul de astăzi? După cimitir, înainte de cimitir, unde fusese satul în care locuiți? Aici, în jurul bisericii. Chiar aici? Aici, așa mi-au arătat toți deportații care au venit și arătau fiecare. Uite, aici a avut casa nu știu cine, aici nu știu cine. Fiecare știa. Da. Chiar în jurul bisericii. Ei s-au mutat în Cozlogeni, Modelu, Călăraș și o parte s-au întors la Caransebeș. Cum v-ați simțit când ați fost la Mănăstirea Libertate? Vă spun, prima dată imensitatea aceea, mi s-a părut că se unește cerul cu pământul și de jur împrejur nu vedeai absolut nimic decât lanuri de greu. Iar în mijlocul lanului să fie ridicată o mănăstire, așa, pare și interesant, impresionant, dar și straniu. Mi s-a părut așa, parcă am văzut în ridicarea acestei mănăstiri tot ce a fost cândva în locurile acelea. E și ceva tămăduitor în sentimentul este. Care se degajă acolo? Eu am rămas surprinsă că am văzut la o distanță destul de mică, să spun așa, vreo 100 de metri de mănăstire, un tufiș. Și mă întrebam în imensitatea aceea ce ascunde acel tufiș. Și interesant, ne-am dus până acolo și era o cruce. Probabil că era o cruce ce a rămas dintr-un cimitir, dar al cui cimitir a fost, nu știu. Mă gândesc sigur că a fost a deportaților în Bărăgan. Există puncte de vedere care susțin că tocmai vecinătatea cu acest cimitir face ca foștii deportați, și nu doar ei, să creadă că mănăstirea se află chiar pe locul unui sat de domiciliu obligatoriu de altă dată, dar că atribuirea cimitirului uneia dintre aceste foste lagăre de muncă este eronată. În realitate, cimitirul ar aparține satului dezafectat Libertatea. Și totuși, o parte din morții deportaților s-ar putea afla aici, judecând după faptele urmașilor. A mers și la cimitirul Olarul și a mers și la cimitir aici lângă noi. Așa. Pentru că erau și de colo și de colo. Și aici la noi chiar a făcut parastas cu preotul, s-a mers acolo la cimitir. Atunci când au fost 57 de persoane de la Caransebeș. Aici au pătimit, aici au suferit. Ei știu cât au suferit pe aici, în părțile noastre ale Brăganului. Faptul că acolo înțeleg că se fac pomeniri pentru toți decedații Bărăganului este un lucru nemaipomenit. Am un mare respect și nici nu știu cum aș putea să le mulțumesc celor care au luat această măsură și au dus-o și la bun sfârșit. Este o formulă rezonabilă, o formulă foarte înțeleaptă, pentru că măcar prin asta să fie și ei comemorați. Și dumneavoastră vii, pentru noi, că... Și noi vii, că și noi venim și la monumentul ăsta
în fiecare an la 18 iunie, data la care am fost ridicați, și ne gândim la cei plecați. Deportații trăiesc sentimentul că aceasta este mănăstirea deportărilor. Da, trăiesc sentimentul, dar dacă ne întoarcem din punct de vedere istoric, o să vedem că nu are nicio legătură, pentru că așa cum demonstrează documentele, de la momentul deportării, din punct de vedere religios, satul Oralu a fost arondat parohiei Roseți, iar biserica actualei mănăstiri Libertatea era biserică de parohie, mai corect spus de filială a parohiei Cozlogen, pentru că biserica de la Libertatea nu a fost parohie, a fost o filie a bisericii de la Cozlogen. Deci nu a avut nicio legătură satul de deoiști Olaru cu biserica de la Libertatea, care slujea numai pentru locuitorii satului Libertatea. Au venit în vizită și au povestit și au stat aici două nopți în vizită la noi, au plâns toată curtea, spunea fiecare unde are casa, unde chiar vicepreședinta doamna Cornelia Petea e născută aici sub căruță, peste stradă. Am venit foarte fericiți că ajungem să vedem, până mai trăim și ne mai îngăduie Dumnezeu pe acest pământ, să vedem locul tristei noastre copilării. Ne-am pregătit cu fotografii din copilăria noastră și din burdeiul nostru și ne-am dus acolo. Le-am spus la măicuțe că suntem deportații, foști deportați în Brăgan. O măicuță tânără a zis, am auzit povestea dumneavoastră bănățenilor. Și atunci am spus, măicuță, noi suntem acei bănățeni care am povosit aici. Și am arătat fotografiile noastre din bordei, de la școală. Eu n-am fost, dar nevastă mi-a fost în discurse. E foarte bine că noi am făcut acolo ăștia de la Ciuchici, o fântână, care ăștia au spus că e fântâna ciuchicenilor. Aia era cu apă bună, dar restul nu a fost numai cu apă sărată. Se cuvine să ridice un lăcaș pentru deportați? Păi sigur că se cuvine, se cuvine și mai mult, poate. Că noi am suferit acolo. Nu iar sta bine, mai ales că există și trăirea cuvenită să fie totuși mănăstirea deportaților? Dacă ne gândim că în actualul județ Călăraș au fost 7 sate, deci cele mai multe din cele 18 sate de deportați înființate în 1951, 12 au fost în fostul județ Ialomița, iar 7 în fostul raion Călăraș, aparținând în prezent fostele locații județului Călăraș, cred că este un lucru foarte bun, faptul că s-a ales ca această mănăstire să servească ca locaș de închinăciune și de rugăciune pentru urmașii foștilor deportați în Bărăgan. Cum îi primiți? Cu ce sentimente? Cu multă dragoste. I-am primit cu masă, cu odihnă, cu cazare. Am făcut colivă, am făcut pachete la colivă. I-am făcut pachete lor la plecare, o sticluță de apă, sandvișuri, un măr, o roșie, ce am putut, ca să-și ia medicamentele necesare, că erau toți, majoritatea erau în vârstă. Dar i-am primit cu multă dragoste, că am văzut câtă suferință era în sufletele lor. Am fost la Mănăstirea Libertatea, în vizită, am dormit acolo. Maicile au fost foarte, foarte ospitaliere și țin minte că o maică era foarte spirituală, așa, printre toate slujbele și mai strecura și câte o glumă, așa, și era tare simpatică. Deci era mai mult decât spirituală. Da, 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 da. Și ni s-a explicat acolo despre ce este vorba și cred că este un lucru bine făcut. Pentru că tot ce ne-a ținut în Câmpia Bărăganului a fost credința. Asta a fost care ne-a dat putere.
Noi, probabil ca și copii, mai puțin, dar părinții care au fost atât de greu încercați, au rezistat datorită credinței. Pelerinajele de până acum la Mănăstirea Libertatea reprezintă, în opinia invitaților noștri, doar o latură inaugurală. Ei gândesc că adunarea unui număr cât mai mare de deportați și urmași ai lor în momentele comemorative ar putea contribui într-un mod însemnat la întărirea simbolisticii legate de fenomenul deportării. V-ar plăcea ca aici să vină în pelerinaj toți deportații și urmașilor? Da, da. Îi primim cu dragoste. Acei sute, să zicem, poate mii de morți în această deportare, să-și găsească alin în această mănăstire. Cei care au fost deportați, care trec pe acolo, care doresc să vină la această mănăstire, să aprindă o lumânare în memoria celor morți în acest surghiun, în cele 18 localități de unde au fost deportați, este un lucru binevenit și cred că nu trebuie să supere pe nimeni. Îmi pare bine și Dumnezeu să ne dea ajutor să ajungem acolo. Că nu suntem credincioși, aici ne ducem la biserică și părinții a fost și noi, că am zis că dacă Dumnezeu nu ne ajută, degeaba îndăm noi din mâini. Ce mesaj comunică ridicarea acestei mănăstiri în Câmpia Bărăganului? Mesajul pe care îl transmite această mănăstire, ca și celelalte, pentru că aici suntem într-un teritoriu unde nu au existat asemenea locașuri de închinăciune, dar acum, într-un perimetru foarte scurt, există 3 mănăstiri și mă refer aici la Mănăstirea Libertatea, Mănăstirea Radu Negru și Mănăstirea Cozlogeni, unde există Crucea de Leac, fostul schit Cozlogeni. Trebuie să avem în vedere că suntem în apropierea unui teren foarte fertil din punct de vedere al credinței strămoșești și anume la distanță foarte mică de mănăstirea de la Dervent și de peștera de la Sfântul Andrei, de la comuna Ion Corvin din Dobrogea. Deci dacă ar fi să privim în direcție dreaptă, distanța în kilometri este foarte mică. Și, cum să vă spun, mesajul este al unei credințe permanente care a existat pe aceste meleaguri, pentru că aflându-ne aici, în apropierea celor două lăcașuri sfinte pe care le-am amintit și a insulei de la Păcuiul Soare, unde se zice, deși aici nu toți istoricii sunt de acord, a existat mitropolia de la Vicina, de unde s-a dat primul mitropolit al țării românești Iachint, deci la distanță foarte mică. Atunci când apostolul Andrei a cutreierat aceste teritorii, sigur că printre primii locuitori creștinați au fost și cei din stânga Dunării, și anume cei din teritoriile din această zonă unde se găsește astăzi Mănăstirea Libertatea. Deci mesajul vine din vechime și s-a transmis peste timp. Și cred că acesta este mesajul al unei credințe permanente a locuitorilor de pe aceste meleaguri. Cercurile foștilor deportați din România își propun să întemeieze cu energia pe care o mai au tradiția de a comemora suferințele din Bărăgan și ale trecutului comunist, care marchează istoria țării noastre într-un mod foarte viguros, continuând să umbrească viețile oamenilor. O tradiție care ar putea risipi în timp și ignoranța, dar și reticențele față de fenomenul deportării. O tradiție care să aducă subiectul în conștiința publică, dar și în cartea de istorie, iar deportaților cinstea și recunoașterea bine meritate. Eu apreciez gestul celor care l-au făcut, pentru că trebuie să fie un simbol al trecutului istoric, că este o filă grea după mine și era poate chiar necesar să se facă acest gest pentru ca să nu se uite. Așa cred eu. Pentru că nu poți să
marchez unele evenimente, mai spunând din vorbă în vorbă. Trebuie să rămână ceva ca să reamintească și generația viitoare că nu trebuie să facă greșeli din asta. Sunt un om care am lucrat o viață întreagă într-un muzeu de artă și știu ce înseamnă prezentarea unui loc anume și cum să atragi oamenii spre un astfel de loc prin activități care să atragă atenția. Nu știu dacă neapărat printr-o propagandă cu noile mijloace mass media, una agresivă, care până la urmă se îndepărteze, ci prin amintirea la, poate chiar și la orele de istorie, pentru că acest fenomen al deportărilor este, dacă nu deloc amintit, e așa de întreag cât că de multe ori se trece peste el în prezentarea orelor la clasă. Dacă elevul e scrupulos și mai citește, mai află câte ceva. Dacă este din Transilvania, din Moldova, care n-a cunoscut acest fenomen, nu va mai ști nimic. Nici de deportare, dar că este o mănăstire, Libertatea, care într-un fel anume comemorează în fiecare an și deportarea în sine ca fenomen, dar și morții noștri din câmpiile Bărăganului. Suferințele deportaților din câmpia Bărăganului au inspirat nașterea unui colț de rai închinat rugăciunii și lucrării, unde furia ateismului a torturat și a omorât oameni, puterea de a lupta cu răul a făcut ca tărâmul exterminării să nască o nouă viață, dintr-o ruină să învie o mănăstire, din uscăciunea pustiei să rodească flori. Cine v-a fost alături? Dumnezeu.